Pachetele cu ajutoare din partea Uniunii Europene au sosit la primăria municipiului Rădăuți luni 19 iulie. Cele 563 de pachete care conțin materiale igienico-sanitare sunt destinate persoanelor defavorizate. Pe data de 6 august urmează să fie primite ajutoarele alimentare, iar distribuirea acestora va fi făcută începând cu data de 10 august. Persoanele din cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate pot depune cererile însoțite de copii ale actelor de identitate și documente doveditoare ce se impun la Direcția de Asistență Socială Rădăuți, strada Volovățului, numărul 47.